Servus Hunedoara, servus România, servus dragi români, oriunde v-ați afla, sunt Ioana Popescu, ne revedem într-o nouă ediție a emisiunii Spune ce crezi, o emisiune în care eu, ca și producător și prezentator al acestei producții, aduc în fața dumneavoastră anumite persoane care sunt în funcții publice în județul Hunedoara. Așadar, dragii mei internauți, ne puteți urmări pe Facebook, pe pagina televiziunii Servus Hunedoara TV, dar și pe grupul cotidianului Servus Hunedoara, pagina emisiunii Spune ce crezi, pe Instagram, pe YouTube, dar și pe TikTok. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți și apreciați proiectele noastre ale televiziunii Servus Hunedoara TV, televiziune online. Așadar, astăzi în emisiunea Spune ce crezi, l-am invitat pe domnul primar Victor Tiberiu Stoica, primarul comunei Pui, și îi mulțumesc tare mult că, iată, după vreo 3 luni de zile vine din nou în fața dumneavoastră să vă ofere informații prețioase. Bine ați venit și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bine v-am găsit, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc, dumneavoastră și colectivului redacției. Cam greu de la Pui până la Deva, dar drumul bănuiesc a fost... Nu e greu, dacă ai bunăvoință și vrei, totul e posibil. Vă mulțumesc tare mult și abia aștept să-mi răspundeți la întrebările pregătite într-un fel astăzi pentru dumneavoastră și la tot ce se spune despre dumneavoastră ca persoană, dar și ca funcție publică, da, primar al comunei Pui. Da, dacă mă pricep și pot să vă răspund, vă răspund cu mare drag. Dacă nu, rămâne întrebarea fără răspuns și când aveți un răspuns, reveniți în fața internauților noștri. Se mai practică, ne notăm întrebările și vă dă răspunsul când... Când îl aveți când și când aveți, e sigur. Da, exact. Să nu dăm o informație incorrectă. Nu cred că e cazul nostru, fiindcă... Cred că după atâta experiență și ceea ce știm, există transparență, există democrație, fiecare om e liber să spună ce dorește și ce crede. La spune ce crezi. La spune ce crezi. Se îmbină cu emisiunea dumneavoastră, așa că tot e posibil. Domnule primar, mai ales, fac eu o paranteză, ați fost premiat în anul 2018 primar de 5 stele din partea Asociației Comunelor din România, COR, la București. Vă aduceți aminte? De 6 stele. Acum sunteți de 6 stele pentru că sunteți la al 6-lea mandat. Da, al 6-lea mandat, iată, foarte mulți ani manageriați, sunteți gospodarul, primul pe lista comunei Pui, cel care de atâta timp sprijină și oferă o viață mai bună locuitorilor comunei Pui. Domnule primar, eu aș vrea să facem așa o trecere în revistă a ultimei perioade, ultimelor 3 luni, de când nu ați mai venit în fața internauților noștri și nu le-ați mai oferit dumneavoastră personal aceste informații, cu toate că cotidianul județean independent Servus Hunedoara a oferit informații în presa scrisă și online pe site. Eu vreau să le oferim astăzi internauților noștri și tuturor celor care urmăresc emisiunea Spune ce crezi, informații direct de la sursă. Spuneți-ne ce ați mai făcut în comuna Pui în această vară și ce proiecte sunt în derulare, demarare sau urmează să fie semnate și dacă aveți bani. Multe întrebări, da. Vă las să le răspundeți. Pentru ce a spus la început că primar de 5 sau 6 stele, vreau să le mulțumesc în primul rând locuitorul comunei Pui care m-au acceptat și m-au votat ca să fiu la al 6-lea mandat primarul lor. Și pentru mine asta e cea mai mare onoare, fiindcă locuiesc acolo de când mă știu și nici nu am de gând să plec din comuna Pui și din satul meu natal. Sunt rădăcinat acolo și acolo vreau să... De acum m-am născut și acolo vreau să... Când se termină viața. Acum să revenim la problemele noastre. Toată această perioadă a fost o luptă continuă cu mine însumi ca să pot să schimb, nu mentalitatea, că mentalitatea e greu să schimbăm, să schimbăm condițiile de, și nivelul de trai al oamenilor. Și cred că, în mare parte, o spun și mandatele, o spun și eu, chiar dacă poate uneori unora nu le place, asta este realitatea. Sunt vizibili niște lucruri care s-au făcut. Și vă dau câteva exemple. Avem 6-7 sate în care avem apă băgată, avem
56 sau 58 de kilometri de asfalt făcut în comună și multe alte lucruri care, cămine culturale modernizate, școli, lucrăm în continuare la ele, orice componentă a fost posibilă din, pe fonduri europene, în special, că acolo am avut intrare, făcând proiecte, fiindcă la fondurile guvernamentale e mai delicat. Și totdeauna m-am luptat, inclusiv în această ultimă sesiune de AFIR, am avut 7 proiecte, 2014-2020, care se prelungește până la terminarea lor. Și se prelungește, eu zic, că din cauza birocrației și hârtiilor care ne sufocă ziua de azi pe noi. Adică nu este posibil, în secolul 21, tot vorbim de digitalizare, vorbim, da? Să consumă și să cheltuie atâția bani. Dispariția dosarului cu șină, dispariția ștampilei. Și noi tot cu dosare și cu gest de dosare trebuie să umblăm. Am ajuns în fața în care un proiect, de când îl depui până când te apuci de lucru, să dureze 3-4 ani și lucrarea propriu-zisă o faci în 3-4 luni. Aici trebuie neapărat încercat și găsite soluții de aleși neamuri, la urmă urmei, că nu-s puțini, sunt destul de mulți, să gândească niște soluții, fiindcă sunt convins că de la Uniunea Europeană nu vin atâtea teme de cercetare, păi, nu știu acum ce. Acum fac eu o paranteză, da? Dați-mi voie să fie un dialog între mine și dumneavoastră. Nu fiu, că vă rog. Păi n-ați văzut că vin soluții, tot felul de soluții sunt anunțate pe toate canalele mass media. Să pornim de la altceva. Vă rog. S-a votat de către poporul român în referendum 300 de aleși, da? Corect. Votul a fost legal. S-a luat vreo măsură? Dumneavoastră ați văzut să iau o măsură? S-au înmulțit parlamentarii, da? Atunci ce să mai vorbim? Nu cam ceau că acești oameni, domne feri, că s-au făcut poate și lucruri bune, dar trebuie să pleacă, să plece în primul rând către locuitori și către cei care sunt în fruntea lor primarii. Noi ducem greu în această țară primarii de comune, municipii, orașe, care suntem în contact direct cu omul. Aleșii noștri vin o dată, de două ori, de trei ori, cât e de pot. Dar noi suntem zi de zi cu acești oameni. Noi ne spun părerile, problemele, necazurile, bucuriile, ce au ei acolo, da? Și acum dați-mi voie să spun, poate atunci când vin de o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori pe an, poate de multe ori vin doar de fațadă. Este punctul meu de vedere, domnule primar. Cei care ne urmăresc să tragă concluziile. Și așteptăm și comentarii, bineînțeles. Și știți că nu. Totuși sunt și oameni care mai vin și chiar pun numărul la multe lucruri de a se face ceva în bine pentru comunitățile care reprezentăm. Mai sunt și de ea. Mai rar, dar mai sunt. Haideți să tratăm din punctul dumneavoastră de vedere, din funcția de primar al comunei Pui, dacă micuții au avut de suferit la deschiderea noului an școlar. Școlile nu, cum... Nu, școlile sunt ok. Sunt au fost toate diferite, da. Finalizate, reabilitate, puse la punct pentru prima zi de școală. Este în scădere drastică, o știți și dumneavoastră, știu toți. De la un popor de 22-23 de milioane de locuitori cât eram, nu cred că mai suntem 15, 16, 17, foarte mulți plecați afară, chiar dacă au actele pe România, nu mai locuiesc, fac pe aici, am scăzut drastic în ultima vreme. Asta din ce cauză, automat, domnule primar, că este viața scumpă pentru un adult, dar pentru o familie, pentru doi membri, să mai apară un copil, nu au suficienți bani să îl crească? Eu vă contrazic, am spus-o de fiecare dată și o repet, să știți că nivelul trai și condițiile de trai sunt mult mai bune ca mai demult. Deci sunt oameni, o zi, că am repet, și o repet de fiecare dată, care poate n-au niciun serviciu și au două, trei mașini la poartă, au telefoane, au tot ce le trebuie, au tot, aproximativ. Păi vedem aminte, că se începe aminte, ușor, da, ușor curățenia, domnule primar. Nu ați văzut și dumneavoastră și sunteți la curent cu aceste lucruri. De cazul este că nu mai place să muncim. Dacă astăzi în România se deschide o afacere, 2, 3, 10 și cauți oameni să îi angajezi, nu prea ai pe cine.
Prima condiție e care-i salarul, nu ce facem noi, ce producem. Că fiecare care investește vrea să și producă ceva, să-i rămână și lui ceva, că de altfel n-ar cheltui banii, nu? Așa e urma și logic. Adică trebuie să fie între angajat și angajator o relație foarte corectă. Mi se pare corect. Nu ca mai de mult, cum mi-aduc aminte pe perioada aia la altă, când unii se făceau că muncesc, alții se făceau că plătesc și toată lumea era mulțumită. Acum, dacă noi am vrut să fie altceva, a fost această revoluție care a schimbat sistemul comunist în democrație, nu știu, bun sau prost înțeleasă, nu mai contează, aia o vedem toți, ar trebui să și vedem realitatea. Spuneți-ne, domnule primar Victor Tiberiu Stoica, care este ținta dumneavoastră până la alegerile următoare din septembrie 2024? Până atunci sunteți primar al comunei Pui și veți mai candida pentru al șaptelea mandat? Da, veți rămâne dacă, pe dacă lista Dumnezeu de primar? Dacă Dumnezeu mă ajută să fiu sănătos și să pot să duc la bun sfârșit niște lucruri care le mai am de încheiat din mandatul ăsta, mai candidez, dacă nu, nu. Ne puteți enumera aceste lucruri? Ce v-ați dori să mai faceți? Deci, iată că suntem în septembrie, un an de zile. Pe Andrei am două proiecte care sunt licitați acum și care sper că până la anul să reușim să le finalizăm. La fel. Proiecte în privința a ce? Unor drumuri. Unor drumuri. Da, modernizarea unor drumuri. E vorba de vreo 10 km de drumuri asfaltate. Până acum nu există asfalt pe acest, știi, 10 undeva, km? Nu, este sau? Undeva. Avem, de exemplu, e un drum comunal DC64 Ponoro, Aba Ponor Feder, care a fost mai de mult unde, dumneavoastră nu știți, cred că, sau n-aveți de unde, se exploata bauxită pe vremea fostului regim. Bauxită în care se extragea cupru. După 90, încet, încet nu s-a mai făcut nimica, acel drum a fost betonat la vremea respectivă. Betonul, an de an, a început să crape, să fisureze, să stâlnicături, coborâșuri, greu de circulat pe el. De acel drum e vorba să turnăm un trat de asfalt pe el și asfaltarea unui sat, satul Ponor. Al doilea proiect e modernizarea mai multe ulițe în trei sate. Am două sunt pe Angel Saligny. Mai avem proiecte, de exemplu, pe școala din Pui, școala coordonatoare, că vorbeam la început de învățământ, din 13 școli am mai rămas cu vreo 7. Tot e ceva. Asta încercăm de la o zi la alta să îmbunătățim condițiile de învățat, să îmbunătățim condițiile de trai ale elevilor cu transportul microbuzelor, cu ce ne stă nouă în putință. Adică noi ce putem face noi ca primărie? Să oferim o locație atrăgătoare, să oferim o locație pusă la punct de trei puncte de vedere ca copiii să vină cu drag la școală. În cazul este că nu știu, parcă nu mai vreau să meargă copiii la școală. Am fost acum o săptămână și ceva, mă sună doamna inspector șef de la Inspectoratul Județean de Învățământ, doamna Ștefănie. Și domnul primar, sunt pe la ație, nu vrem să ne întâlnim la băieți și să mergem până la școală, să facem, să vedem ce e pe acolo. Dacă aveți grup sanitar, dacă nu știu ce, da, cum să nu. Și ne-am întâlnit acolo și am mers în școală. Dintr-o clasă de 12 elevi, erau 3 în clasă. Din alta de 10 erau 5. Adică, nu știu, ori ceva nu funcționează bine. Acei părinți nu sunt dornici ca copiilor să meargă la școală, să învețe? Da, sau este avem o problemă de altă natură gravă vis-a-vis de actul de învățământ? Sau care e motivul de absentează așa mult copiii? Că să ne gândim și aici. Poate să zicem, multe. O parte au fost răciți, bolnavi, că a început sezonul nu rece, pot, da. Sunt atâția virus și avem nu și COVID-ul da, iarăși care 9 luni sau puțin în școală, 8-9 luni să fim tot timpul răciți. Tot timpul bolnavi. Da? Deci aici ar trebui să vedem care sunt motivele de acești copii nu merg la școală. Nu pot, am încercat, am pus microbuze la dispoziție, aduc și duc la școală. Încercăm să fim alături de ei, încercăm să-i ajutăm cu ce putem, bineînțeles, că nu putem noi acum să le facem pe toate, dar din toate lucrurile astea, tot le spun la deschiderea lui școlar,
ca acel elev când termină 8 clase, am eu două fixuri în cap. Acel elev să știe tabla mulțirii și să facă o cerere. Nu cel mult, cred că. Cred că cer destul de niște lucruri normale. Și de ce vă spun asta? Fiindcă vin foarte mulți fuștelevi din școlile noastre la primărie să facă o cerere și vedeți, cam lasă de îndoit. Da? Atunci trebuie să rămânem cu ceva. Statul român cheltuiește cei 8-9 ani, da? La școală 8, clase plus clasa 0 plus grădinița. Niște cheltuieli ca să-i școlarizăm pe copii. Urmează liceu, facultate și așa mai departe. Deci acei bani care se cheltuie trebuie să reflecte o calitate umană, altceva decât ceea ce câteodată este. Am înțeles. Domnule primar, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar nu înainte de a vă întreba și vă dau termen să vă gândiți la un răspuns foarte sincer și foarte concret pe înțelesul tuturor telespectatorilor noștri, dacă așteptați ceva bani la rectificare și dacă se va mai face, deoarece guvernul se vaită că nu sunt bani, sau dacă vă descurcați cu ce aveți acum. Publicitate, doamnelor și domnilor, revenim în câteva minute. Clinica Laurus Medical Deva, deviza noastră, sănătatea ta primează. Clinica Laurus Medical Deva oferă servicii și investigații medicale moderne la cele mai înalte standarde. Pacienții noștri sunt tratați la standarde europene de o echipă medicală specializată și dedicată. Clinica Laurus Medical pune la dispoziția pacienților săi o diversitate de servicii medicale în următoarele specialități: punct de recoltare, analize medicale, medicina muncii, medicină internă, proctologie, primul centru medical specializat în tratamentul hemoroizilor și fisurilor anale din Deva, flebologie, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, obstetrică, ginecologie, urologie, neurologie, cardiologie, nefrologie, endocrinologie, gastroenterologie, rezonanță magnetică, MBST, recuperare medicală, deține exclusivitate pentru tratamentul artrozei și osteoporozei, dermatologie, ortopedie, precum și o varietate de cabinete medicale de specialitate echipate cu aparatură modernă medicală performantă la o tehnologie de vârf, eficiență garantată. La Clinica Laurus Medical Deva beneficiezi de servicii decontate prin CJAS. Programările se fac telefonic. Clinica Laurus Medical Deva. Deviza noastră, sănătatea ta primează. Aveți energie în plus? Bucurați-vă de o experiență off-road special concepută pentru cei mici la circuitul nostru din Șoimuș, numărul 56A, în spatele restaurantului La Căsuță. Vă puteți bucura de această experiență minunată de luni până vineri, între orele 16-20, iar în weekend între orele 12-20. Greutatea maximă admisă este de 80 de kilograme. Bucurați-vă de aventura off-road și creați amintiri de neuitat alături de cei mici. Informații și rezervări la numerele de telefon afișate pe ecran. Vino la circuitul off-road pentru copii din Șoimuș și fă ca fiecare zi să fie o aventură de neuitat. Primăria Municipiului Deva, Consiliul Local Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean vă invită în perioada 29 septembrie-1 octombrie în piața cetății din Deva pentru un eveniment de neuitat, Ziua Recoltei 2023. Aici veți găsi cea mai proaspătă recoltă de legume și fructe de sezon, conserve și dulcețuri preparate cu grijă, produse apicole și lactate de înaltă calitate, must și vinuri românești deosebite, ceramică meșteșugită și multe alte produse de artizanat ce vă vor încânta inima. Târgul este deschis zilnic între orele 9 și 22 pe toată durata evenimentului, așa că aveți timp suficient să explorați toate minunățile acestui festival. Atmosfera de sărbătoare este completată zilnic începând cu ora 17:30 cu spectacole folclorice autentice și muzică ușoară ce vă vor face inimile să bată în ritm de bucurie. Detalii suplimentare și programul complet le găsiți pe pagina de
Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva. Sărbătorim împreună bogăția și frumusețea tradițiilor noastre. Ziua Recoltei 2023. Unicul lapte complet natural, similar laptelui matern. Laptele de măgăriță a fost folosit încă din antichitate pentru combaterea și tratarea mai multor boli. De exemplu, boli pulmonare și de ficat, anemii, depresii, circulația sângelui, reglarea tensiunii și a diabetului, tratarea cancerului și a alergiilor, la bărbați pentru tratarea prostatei și creșterea potenței, recomandat pentru bebeluși, reglează tranzitul intestinal, recomandat pentru tratarea pielii și menținerea frumuseții. Este un lapte foarte ușor de digerat și stimulează imunitatea. Laptele de măgăriță este extrem de apreciat pentru calitățile sale nutriționale și pentru efectele terapeutice. Pentru un rezultat foarte bun, măgărițele trebuie să consume doar hrană naturală de cea mai bună calitate. Din inima țării Zarandului, de la ferma familiei Codrea, laptele de măgăriță, brânza și săpunul din lapte de măgăriță sunt aduse la domiciliu cu mașina personală. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0730 140 903 sau 0785 554 618. Supercom SA oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara, în zona 4 Petroșani, Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Supercom SA. Nihil sine deo. Stimații mei, am revenit în partea a doua emisiunii Spune ce crezi. Invitatul meu de astăzi este domnul primar al comunei Pui, Victor Tiberiu Stoica, primar aflat la al șaselea mandat, un primar de 5 stele, așa cum am spus, a fost premiat în anul 2018 de Asociația Comunilor din România, ACOR, la București. Și dumnealui a spus că primar de 6 stele, aflându-se la al șaselea mandat. Un primar de 10 stele, domnule primar, vă zic eu acum, pentru a sta în funcția de administrație, de a gestiona atâția ani, peste 26 ori 4, mulți ani, administrația unei comune, o comună foarte mare cu multe sate, este greu. Ați prins toate etapele, toți anii grei, ați prins acum recent și pandemia și 2008-ul și tot sunt ce înseamnă. Exact 23 de ani, 24. Alegerile au fost în 27 septembrie 2020. Iată. Și azi în câte suntem? În 28. Deci ieri au fost exact 3 ani și o zi astăzi, de când au fost ultimele alegeri. Așa este. Spuneți-mi, v-ați gândit să-mi dați răspunsul la întrebarea adresată înainte de publicitate? Vă așteptați la o sumă frumoasă, la rectificare? Nu, se va mai face? Guvernul se va, iată că nu sunt bani și iată că încep tot felul de reduceri să se facă în toate colțurile, deci, ca să spun așa. Din când mai sunt salarii 10-15 mii de euro în anumite agenții din România, s-ar putea să dea bani și la rectificare, fiindcă această rectificare care o primesc primăriile și primarii pentru bunul mers al lucrurilor, să-și regleze pe final de an anumite cheltuieli, e binevenită și benefică. Și de ce spun asta? Fiindcă, vedeți, de la zi la zi, de la lună la lună, cresc cheltuielile. Și atunci cu ce să plătești? Eu mi-am pus în buget, să zicem, 2 miliarde, 3, vorbesc în banii vechi, pentru iluminat, cu reparații, cu costuri. Deci aproape că am terminat acei bani. Vine factură de câte 400-500 milioane la o lună sau două, nu mai știu exact cât. Deci costurile sunt mari. Păi, domnule primar, domnule Victor Stoica, vor mai crește iarăși taxele? Că așa s-au anunțat acum câteva zile de guvern. Da. Vor mai crește iarăși prețurile? Vine o iarnă nu grea, foarte grea. Cum veți gestiona aceste... Ca de fiecare dată vom găsi soluții, chiar dacă
ne mișcăm cu putem, dar nu ne lăsăm. Totdeauna am făcut lucruri cu bani puțin ca să facem lucruri destul de bune și frumoase pentru comuna noastră și la fel o facem și în continuare. Adică nu vreau să tăiem iluminatul, mai ales în iarnă și vin sărbătorile, nu vreau să facem, să luăm anumite măsuri impopulare sau nu știu cum. Iar vis-a-vis de taxe și impozite, nu știu ce va hotărâ guvernul și cât se vor mări, dar la noi taxe și impozite sunt totuși modice. Adică de ce spun? Ultima perioadă a mărit cu 5% taxe și impozite, nu mai mult. Deci de când s-a lansat chestia cu comansarea noastră, sunteți pro sau contra? Eu sunt pro. Am mai întrebat și alți domn primar. Și de ce? Sunt pro, fiindcă chiar este o povară imensă pentru statul român să aibă 3.000 de primărie sau peste 3.000 de primării de comune. Și noi județ avem 50 și ceva și eu zic că totuși... Ar fi un lucru benefic? Ar fi un lucru benefic și am spus-o și de ce. O să zic că unii că da, sigur, se vor desința anumite UAT-uri, fiindcă e normal să fie așa, dacă se comasează. Dar acolo unde a fost succesiul unei primării, nu cred că se va face o mare gaură în buget dacă primăriile de comună vor avea doi vecini primari, nu unul. Și unul dintre ei poți să-l lași la fostul sediu acolo cu un încăsător și cu careva ca să fie tot timpul în sprijinul oamenilor să nu-i pune pe drumuri. Se pot găsi soluții dacă se dorește. Dacă se dorește. Da. Domnule primar, în ultimele minute ale ediției de astăzi vorbim și despre politică. Spuneam la începutul emisiunii că o să vorbim și de ce se aude prin târg. Vorbeam despre doleanța dumneavoastră dacă veți reuși să faceți în acest an din mandatul acesta de primar ceea ce v-ați propus și să fiți sănătos, veți mai candida și în anul 2024 la un alt mandat pentru funcția de primar. Acum ce se vehiculează, prin ce se spune prin târg, să spun așa, că nu veți mai candida din partea Partidului Național Liberal și veți candida din partea altui partid, îi putem spune și numele, Partidul Social Democrat. Știți care este vorba sau lozinca? Voi merge la cei care mă doresc, nu la cei care mă vulesc și mă batjocoresc. Da? Voi merge la cei care au nevoie de mine. Și cred că ca mine mai sunt și alții. Poate sunt partide sau oameni care își doresc să aibă niște primari ca noi aici, și alții spun că nu mai suntem performanța, că nu mai avem valoare sau că nu știu ce. Mă rog, vom vedea la anul care va fi rezultatul. Am înțeles. Deci, veți merge acolo la cei care vă doresc și nu la cei care vă hulesc. Da, cu regret o spun, dar asta este viața care o trăim acum, actualmente. Și nu chiar vreau să intru în amănunte, fiindcă nu e nici locul, nici momentul, vis-a-vis de politică, de partide, de alte lucruri. Dar ce v-am spus acum cred că e destul de... Dar eu mai am întrebări din punct de vedere politic. Considerați că alianța Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat va rezista până la anul viitor, când avem un an important, 2024, cu 4 rânduri de alegeri? Sau se va rupe acum, la sfârșitul anului? Eu cred că da. Va rezista? Vor rezista, fiindcă așa sunt cărțile făcute, să reziste. Nimic nu e întâmplător. Și este un lucru bun? Vom vedea la anul dacă e bun sau nu. Am înțeles. Sunteți foarte rezervat în aceste informații, dar să știți că s-a vorbit foarte mult de dumneavoastră, atât în anumite conferințe de presă, în ziare, în mediul online, că veți fi primar din partea Partidului Social Democrat în anul 2024, în septembrie, la alegeri, pentru funcția de primar. Mă voi duce la cei care mă doresc și care au nevoie de mine. Da, de ce ați făcut această declarație? Că ați fost... Care declarație? Că veți merge la cei care vă doresc și la de ce? Cei care nu... Vreți să vă spun și amănunte, vă spun. Fiindcă organizația... Cine v-a supărat așa de tare? Organizația PNL Pui a fost dizolvată. Da, știm. În urmă, vreo 2-3 săptămâni. Eu, primar, de 6 mandate, cu
Consiliul local majoritar a fost dizolvat și a fost pus alt președinte interimar și, mă rog, fără să fiu consultat, fără să sunt pe deasupra și vicepreședinte la județ, la Partidul Național Liberal. Da? Trebuia să fiu chemat când s-a dezbătut problema puiului în birou județean. Bă, primare, uite, astea sunt motivele, cauzele pentru care dizolvăm organizația, da? Care sunt motivele? Că spune lucruri pe nume? Că nu le cosmetizăm și nu pupăm tot timpul ceea ce nu vreau să spun? Avem nevoie de oameni care să ne mai spună și realitatea, fiindcă trăim într-o minciună continuă. Și probabil că aia ne place să auzim. Nu e bine. Trebuie să... Și mie nu-mi plac multe la primărie. Vin oameni care spun și lucruri frumoase, dar și mai puțin frumoase. Trebuie să le iau toate ca atare și de la fiecare om trebuie să luăm ce e bun. Fiecare om are bun ceva în el. Da? Fiecare om are o idee. Din 10 idei, una, dacă o luăm pe zi, e formidabilă. Să o filtrăm și să-i dăm rostul unde trebuie. Într-o concluzie, domnule primar, au fost zvonuri, vor mai fi zvonuri, da, dar este și adevăr. Da. Dumneavoastră mai aveți un an la dispoziție să decideți până la urmă, dar, așa cum ați spus, să aveți sănătate și să puteți duce mai departe proiectele. Să ducem crucea, da, să ducem crucea până la capăt și după aceea vedem. Eu vă mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ați spus în cadrul emisiunii Spune ce crezi și pentru internauții noștri, informațiile acestea sunt prețioase. Vă mai așteptăm când aveți timp și puteți să veniți aici să ne mai aduceți informații. Eu le mulțumesc frumos pentru invitație. Le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc în această emisiune. Vă doresc la toți o zi frumoasă în continuare, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine și Dumnezeu să fie alături de noi, să putem să ridicăm nivelul de trai al oamenilor și să facem lucruri bune. Eu vă doresc succes în tot ce alegeți să faceți și să duceți la bun sfârșit proiectele pentru dezvoltarea Comunei Pui, pentru că numai așa putem să avem o viață câtuși de cât mai bună și să privim spre viitor. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. A fost în cadrul emisiunii mele domnul primar al Comunei Pui, Victor Tiberiu Stoica. Așadar, până data viitoare, rămâneți sănătoși și numai bine!